Alex, tu vrei să adaugi ceva? Da, voiam să subliniez două elemente. În primul rând, un exemplu din sportul real, care arată că se schimbă puțin lucrurile în 2022. A fost o conferință după transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, în care patronii actuali ai Rapidului au subliniat faptul că 1 milion de euro din cele 7 care au fost încasate pe acel transfer s-au dus către clubul care l-a format. Ei, asta a fost o premieră pentru România, să vezi că ceva se întoarce, cum spuneai și tu, Mihai, către grassroots, și asta ar trebui să impulsioneze pe cei de la acel nivel, sigur, în fotbal, să crească alte talente, pentru că știu că acum își pot lua partea după ce de 10 și 10 de ani au fost mereu ignorați și tot timpul au comisionat acele drepturi pentru formarea respectivilor sportivi. Pe de altă parte, ce mă tem astăzi este faptul că în foarte multe ramuri de e-sports, în momentul în care ar apărea cadrul legislativ, mâine, poimine sau când apare el, dă Doamne, fingers crossed, vom asista la o situație în care vom începe să avem regulamente și campionate naționale pe cele mai populare sporturi electronice din România, dar la fel cum, iarăși, fac paralela cu minunata Federație de Automobilism, dacă deschizi anuarul sportului de anul trecut, vei vedea că toți sportivii legitimați în Federația de Auto sunt participanți la campionate naționale. Nimeni nu este de o valoare mai jos, nimeni nu e la nivelul regionalelor sau județenelor. 1700 de sportivi, toți sunt la campionate naționale. În momentul în care și noi am ajunge acolo, cred că ar fi o problemă identitară, pentru că poate că nu ai valoare și că la un moment dat unii dintre ei nu sunt demn de a fi din prima la campionat național. Campionatul național trebuie să fie un deziderat, trebuie să fie vârful unei piramide naționale, sub care fiecare dintre noi face ce poate și ce consideră pentru scena respectivă să-și crească filiera. În alte sporturi filiera nu există sau e foarte nesănătoasă. Noi sper că ai bani, poți să faci orice. Da, te duci la campionatul național din prima, debutezi în campionatul național. Da. Nu cred că e o cale, o scurtătură de genul acesta iar face pe tinerii care încep să ia în serios e-sports să zică că pot să-l prindă pe Dumnezeu din picior. În secunda 2 sunt la campionat național, după aia plec din țară, mă duc la o echipă de top din lume și sunt pe un norișor roz.